Ion Samuil a declarat în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul PSD că s-a făcut o analiză a organizațiilor de partid din teritoriu, iar acolo unde nu s-au obținut rezultatele așteptate la alegerile locale și parlamentare, au fost luate măsuri. Astfel, până în momentul de față, au fost schimbate conducerile în 10 localități călărășene. Tot în cadrul conferinței, vicepreședintele Consiliului Județean Călăraș, Ion Samuil, a vorbit despre bugetul județului Călăraș, redus cu 50% în anul 2021. Din acest motiv, vor urma structurări în cadrul subordonatelor Consiliului Județean. Vreau să vă informăm ce acțiuni și activități am avut în ultima perioadă. Eu o să mă leg puțin legat de ce acțiuni politice am avut în ultima perioadă. După cum v-am anunțat, după ultimele alegeri, am luat niște hotărâri în Comitetul Politic Județean ca ultimele 10 organizații care la alegerile parlamentare și locale nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor să producem niște schimbări. Trebuie să găsim președinți de organizații și echipe care să-și dorească mai mult decât au făcut-o precedenții, pentru că există bazin în localitățile despre care vorbim. Am avut săptămâna trecută 3 întâlniri cu 3 organizații unde am luat și niște măsuri. Este vorba de organizația de la Lichiu Sat, organizația de la Dor Mărunt și o primă discuție legată de organizația de la Dragalina, unde am făcut o primă întâlnire. Urmează să găsim împreună cu domnul senator Cionoiu, care se ocupă de Colegiul 2, soluția cea mai bună și pentru Dragalina. Deci noi vrem să ne pregătim următoarea bătălie electorală. Vrem să ne prindă cu echipe care să-și dorească să câștigăm localitățile și, bineînțeles, să cu voturile necesare, că nu știm. Noi ne pregătim că o să fie peste 6 luni, peste un an de zile. Așa cum vedeți și dumneavoastră, că să înțeleg foarte bine această coaliție la guvernare, eu nu cred că o să se prindă rebelionul și noi vrem să pregătim organizațiile astfel când să fie cu arma la picior și în orice moment să ieșim la bătălie și să dovedim că avem susținător și putem să ajungem la guvernare. Legat de problemele administrației publice județene, după cum știți, sunt vicepreședinte și suntem într-un prim proces de evaluare a ceea ce am găsit în Consiliul Județean ca și angajați. Dacă bugetul se anunță așa cum am primit și avem informații la nivelul, la momentul acesta. Avem o comunicare cu Ministerul de Finanțe, cu Direcția de Finanțe și vreau să vă anunț că dacă este doar o sperietoare și nu este ceea ce o să fie și finalmente pe hârtie, mi s-au comunicat niște sume la 50% față de anul precedent. Asta ne-a pus pe gânduri și avem cea mai mare problemă. Știți că anul trecut am rezolvat problemele protecției copilului și a spitalului foarte, foarte greu, dar astea le-am rezolvat pentru că am avut un excedent bugetar pe care l-am pus la bătaie și la sfârșitul anului am reușit să facem plățile și către spital și către protecția copilului. Dacă anul acesta nu primim fonduri necesare pentru protecția copilului, asta ne pune bugetul local în mare pericol și atunci trebuie să luăm niște măsuri. Legat de proiecte, noi lucrăm, știți foarte bine, avem deja semnat contract pentru portul turistic, avem semnat contract pentru noua aripă cu CNI-ul la spital, avem în lista sinteză la CNI mai multe drumuri județene în reabilitare, avem pe Poim
suntem, eu știu, pe ultima sută, mai avem niște discuții cu Jaspers-ul și cu AEM-ul pentru finalizarea acelui proiect de apă și canalizare pe Poim. E vorba acolo de 220-230 de milioane de euro. Sunt lucrări importante, dar aducând de apă, canalizare, tot ce înseamnă partea de nord a județului Călăraș. Dar toate problemele astea sunt legate, bineînțeles, de buget. După cum vedeți, bugetul încă nu este dezbatere publică, nu se înțeleg în coaliție. Dacă bugetul o să fie insuficient și după calculele noastre, noi încă lucrăm cu toți specialiștii noștri din Consiliul Județean, să stabilim o listă de proiecte care vrem să le finanțăm. Am promis în campania electorală că dezvoltăm județul Călăraș, cred să ne ținem de lucrul acesta, dar bineînțeles o să ne batem și pe celelalte axe de finanțare. Dar ne-am propus și cu siguranță, dacă nu reușim să finanțăm Palatul Prefecturii pe nicio axă, ne-am propus și bugetul să fie insuficient, ne propunem să apelăm și la un credit, pentru că considerăm că această clădire este importantă pentru municipiul și pentru județul Călăraș și, până la urmă, de prea mult timp stă în paragină și am promis și eu cred că trebuie să reținem de cuvânt și să o ducem la îndeplinire. Da, deci la momentul acesta avem o comunicare de la Direcția Generală de Finanțe și am făcut o comparație, pentru că noi am înaintat și un proiect de buget pentru anul 2021 legat de niște cifre pe care le-au comunicat ei ca fiind alocări pentru anul 2021. Comparativ cu anul 2020 sunt la 50% față de ce am avut acordat anul trecut prin buget. Asta este situația. V-am spus și repet. Bugetul Consiliului Județean este afectat într-o proporție foarte, foarte mare de ceea ce înseamnă cheltuielile de protecția copilului, asistența socială și Spitalul Județean Călăraș. Dacă alocările o să fie la nivel de 50%. S-au făcut și demersuri, pentru că în lege spune așa că guvernul trebuie să ne acorde pentru asistența socială și protecția copilului. Este un paragraf acolo. Am avut discuții la București ca să se elimine acel paragraf, pentru că ei spun așa că să se asigure până la 90%. Până la 90%, da? Am vrut să elimine acest lucru, să spună, domne, ori 50, ori 80, ori 90. Adică nu e până la, că până la ei poate să înțeleagă cum s-a întâmplat și anul trecut. Ne-a dat decât 50%. Șansa noastră a fost, ca să spun așa, că am avut și, dar este șansă pe o parte, neșansă pe o altă parte, pentru că noi dezvoltarea și toate proiectele susțineam din excedent. Noi ne-am consumat excedentul anul trecut să susținem protecția copilului și asistența socială. Vă mai spun altă chestie, că am uitat-o și vreau să e o chestiune importantă. Anul trecut, fiind campanie electorală, în noiembrie, s-a aruncat pe piață legea 226, ce privește transportul local pentru elevi, vorbesc, dar nici la acest moment nu avem norme de aplicare. Ieri am avut o întâlnire cu transportatorii din județul Călăraș. Și este normală situația, sau mă rog, plângerile lor, ei vin către Consiliul Județean că acest transport este la noi. Dar cu fonduri de la guvern. Guvernul ne-a făcut în lunile noiembrie și decembrie un efort bugetar în partea Consiliului Județean și am plătit transportul acesta neîncasând de la buget niciun leu. Avem o situație, la nivel național, suntem 4 județe care au făcut acest gest. Ca să mulțumim transportatorul local. Nu putem să mergem la nesfârșit. Suntem în situația asta. Transportatorul, prin lege, este obligat să transporte elevii. Gratuit.
gratuit să dea abonamente, dar noi nu avem legislație, pentru că până acum funcționa, cum funcționa? Elevul își lua abonament de la transportator, avea prezența de la școală și cu adeverința și în baza acestora se făcea de contul și se achitau. La momentul ăsta, guvernul, pentru că în mărimea lui, la momentul acela, era campanie electorală, a spus că nu mai trebuie nimic. Și transportatorii trebuie să-i transporte gratuit și să plătesc, dar nu spune nici cum, nici ce fel. Este o situație foarte, foarte dificilă și pentru transportator, dar și pentru noi care suntem puși în posibilitatea să facem plăți, pentru că nu este reglementat. Eu nu pot să... Și el spune, nu... Deci de câte ori vrea elevul să transportă fără, nu că să duce și să întoarce. De 15 ori și pe orice rută. Deci este o anomalie. Am făcut demersuri la nivel de Uniunea Județeană, Consiliul Județene s-a creat, pentru că nu e numai la Călărași treaba asta. Legea acționează în toată țara. Am făcut niște demersuri, am făcut și noi propuneri cum ar trebui să funcționeze, urmând UNCJR-ul, președintele al UNCJR, să se ocupe la nivel național să reglementeze această problemă, ca să vă dați seama cum se aruncă pe piață niște legi și n-au niciun fel de justificare sau n-au norme de aplicare sau sunt aruncate doar așa ca să fie. Da? Discuția cu liderii PNL. Ați avut o discuție pe tema bugetului? Noi discutăm cu liderii PNL orice. Problema, eu nu știu cât ar putea să influențeze liderii locali PNL bugetul care să se acorde județului. Dacă au această posibilitate, eu rog pe această cale să facă toate demersurile, să uite că sunt aleși PNL, pentru că noi am spus-o și vreau să o repet acum. Partidul Social Democrat, de câte ori a fost la guvernare și avem dovezi în acest sens, nu a ținut cont musai de culoarea politică a primarului sau al președintelui Consiliului Județean. Vreau să vă aduc aminte că în guvernarea trecută, primarii PNL au avut fonduri din partea PNDL-ului mai multe decât primarii PSD. Ar trebui să gândească și ei să facă demersuri și lobby, să nu spun altceva, ca județul Călăraș, având în vedere situația pe care trece, să primească fondurile necesare pentru a funcționa.